Haideți să revenim puțin la militari. De fapt, acum haideți să discutăm despre militari. Ați primit în urmă cu câteva zile, din partea mai multor asociații profesionale ale militarilor activi și în rezervă, dar și a Asociației Veteranilor în Teatrele de Operațiuni, cei care au luptat în Bosnia, Irak sau Afganistan, un set de propuneri de modificare a legii 30 pe 2014, care completează statutul cadrelor. În conținutul acestor propuneri, militarii armate, în principiu, cer aceleași drepturi ca și, cei din Ministerul de Interne, din SRI și din SPP. De exemplu, copiii unui militar rănit sau decedat într-o misiune NATO să beneficieze de încadrarea fără examen în instituțiile militare, iar soțiile să fie angajate automat în cadrul MAPN. Și, în sfârșit, se mai cere și creșterea salariului de încadrare, scutire de taxe și impozite, transportul gratuit pe CFR și pe mijloace de transport în comun. Ce se va întâmpla cu aceste propuneri? Pentru că, în primul sincer, rând, nu mi se pare exagerate și nu cred sunt că vorbim, exagerate nu și vorbim de o... Avem o structură în minister care se ocupă de probleme sociale ale militarilor și vreau să vă spun că în timp, în anul 2013-2014, am reparat o serie de din nedreptățile făcute militarilor și legat de pensii. Vă aduceți aminte că erau... Ce să, că din toată reforma aia cu pensiile, ce să-mi aduc aminte? Au crescut pensiile la militari. Erau vreo 15% de unde din militari tăiate? Care pierduse la pensie. Nu, erau cei care primiseră salarii compensatorii. Am eliminat acea prevedere din lege că nu pot să cumuleze pensia cu venituri dintr-o instituție de la stat și, așa după cum știți, la sfârșitul sesiunii parlamentare trecute am și aprobat legea privind pensiile militare de stat, legea care vine să asigure și cadrul juridic, un cadru juridic stabil, dar în același timp să elimine și o serie de inechități care existau între diferite categorii de militari. Legat de memoriul care mi l-au înaintat organizațiile, în primul rând a soldaților și gradaților profesioniști, sigur că foarte multe din acele 15 propuneri, pentru că sunt 15 propuneri, sunt în lucru la minister și de altfel... Dar cum le priviți? Că asta cum sunt în lucru imediat vă precizez că eu le privesc, am și luat măsurile necesare. Împreună cu domnul vicepremier Oprea și cu ceilalți șefi de structuri militare, încă cu o lună de zile am constituit o comisie care a redactat, au redactat propunerile noastre legate de legea salarizării unice. Și în primul rând am avut în vedere în acest proiect de lege care am înțeles că Ministerul Muncii îl agrează, am avut în vedere creșterea salariilor la gradați și la soldați, pentru că până la urmă, știu eu, 70% din armată o reprezintă gradații și soldații, și este normal ca ei să acum aibă... un soldat sau un gradat? În proiectul de lege pe care noi preconizăm să-l agrieze Ministerul Finanțelor, adică pe partea militară, pe anexa care se referă la salariile militarilor, avem în vedere o creștere substanțială și a soldei funcție de bază, dar și a altor sporuri de care beneficiază militarii. Și mă întrebați acolo ceva concret legat de încadrarea în armată a soților. Soților și de copiii care pot să intre toți fără examen. Militarii care au avut de suferit în teatrele de operații și mai ales cei 26 de militari, toate soțiile acestor militari au fost încadrate în armată. Avem în dar nu-i prin lege, nu? E printr-o dispoziție a ministrului. Deci toate soțiile au fost, cred că și anul trecut, la militarul decedat de la brigada de la Craiova, deja am rezolvat această problemă și sigur că rezolvăm, îmi pare rău că s-a întâmplat așa printr-o inițiativă legislativă, rezolvăm, cred că printr-o cameră și trecut și va trece și prin camera următoare, rezolvăm ca să armonizăm și acea prevedere din lege ca tinerii și copiii care, știu eu, celor care au avut de suferit în teatrele de operații să urmeze școlile militare, fie că este vorba de licee, fie că este cum vorba stați de cu învățământul subofițeri militar? și maiștri militari. În momentul de față am mai făcut public acest lucru. Învățământul militar este unul foarte apreciat, fie că este vorba de adică învățământul liceal, fie că este vorba de școlile de ofițeri, subofițeri sau de instituția noastră de învățământ superior.